făceam în râpă, n-ai văzut, bine, ai băgat de seamă. Salutare, fraților, am revenit. Astăzi o nouă locație. Păi ai un parapet. Parapetist. Da. Vedem și noi cu parapanta? Da. Hai de, că mergem acolo să vedem. Da, fraților, am găsit o peșteră, o peșteră cu lac frumos, ceva frumos. Adică mergem acolo și vedem dacă putem intra. Cu siguranță. Cu siguranță putem intra. Mamă, ce frumoasă, bă, toată zona asta e super mișto, am văzut, am văzut. Păi da, să nu o filmeze. Aici vreau să fac o... A, da? Da, uite, uite. Aici o prim, gata. Vreau să fac un video, dar... Cu Milca? Poți să cu Milca? Ia uite, e cu parapanta. Bun, am ajuns și la locație, hai să vedem. Sunteți pregătiți? Foarte aglomerat. Acolo unde? Nu? Pa da. Hai să vedem cât plătim. Nu, trebuie 40 de euro, 4 persoane, da? 10 euro de persoană. Te-am cumpărat ceva de aici? Petricele. Uite, 40 de euro, 40 de franci, dar echivalent cu 40 de euro. Hai să vedem. Cât de frumos este aici. Merită banii ăștia? Hai. Hai să vedem acum ce peșteră. Cam atât de lung este acest râu. Prin munte. Gen peșteră. Peșteră cu apă. Vreau să văd ce. Hai. Mama, abia aștept. Hai să vedem. Ce interesant acolo. Hai să vedem. Serghei, mergem în peșteră, Serghei. E puțin aglomerat, e multă lume aici. Înseamnă că e ceva frumos dacă e atâta lume, nu? Stați aici. Am plătit 10 euro? 10 euro de persoană, da. Franci, echivalent cu 10 euro de persoană. 9,60 euro ar veni. Da. Așa că, fraților, vedeți și voi, dacă vă place, veniți aici, da? Interesantă culoarea asta a apei. Facem o baie? Da. Hai. Trebuie să fie vocul la adâncime. Ce e adânca asta? Da. Nu prea pare, dar na. Dar are viteză mare. Uite, uh-huh. Vezi, zici că e tulburi așa, vezi? Pare de... Deja începe traseul prin munți și urcăm și la deal. Înceapă traseul. Ce frumos este, bă, e frumos. Chiar e frumos. Puteți vedea și voi ce frumos este, fraților. Și acum intrăm în tunel. Intrăm în peșteră. Ce tare e! Mamă, ce tare e! Aici, chiar ar veni! E, e, e! 2-10, 2! Mamă, ce mișto e! Scoate lanterna! Scoate lanterna, că nu mai vedem!
Tare, tare, fraților, ce aveți. Ce șmecheri. E sare pe jos. O să lucește. Ce frumos este. Păi o luăm pe aici sau pe aici? Păi nu știu. Hai, bă, dă-i. Uite, aici e adâncă. Aici e adâncă. Hai, care e primul sar? Ba, mișto sar de aici, faci o baie. Ce șmecherie. Te duci să mă amână în capul ăla de prinde. Ce aveți, fraților, ce imagine. Bă, merită, frate, ce ai? 10 euro să te plimbi pe aici. Super tare. Dă-i mari, Maxi. Ce? Nu merge? Ia, stai așa. Acu sunt oameni. Stai aici, stai aici, dacă trec pe lângă tine. Încăpim. Dacă vii cu copilul, cu căruțul, nu prea încap. Dar puteam să trecem pe aici, să știi. A, pe acolo puteam să venim. Ce tare. Oricum a fost tare. Trebuie să facem o poză aici, vrei? Da. Acolo era tare, în partea aia. Păi hai, mergem să facem o poză. Hai să continuăm singur traseul pe aici, fraților, pentru că cu copilul nu prea pot să trec. Ah, ce tare. Super frumos. Așa. Și gata, am ajuns la capăt. Mi-e frumos, da? Hai să vedem dacă mi-e frumos în coace. Și acum, fraților, am ieșit la suprafață. Mamă, ce imagine. Cât de frumos, cât de frumos. Hai să vedem. Hai să fac o poză acolo. Vrei aici poză? Da, hai. Gata, haideți mai departe. Prin tunel. Serghei, stai, Serghei. Mama, ce mai sus. Mai mișto. Soldigong, soldigong, soldigong. Mama, super frumos aici. Ce lumină bună. Dacă vă uitați, fraților, ce viteză are apa.
Foarte. Nu știu. Ca puțin în meșterul. Deci vreau să iau ud. Foarte tare, fraților, foarte tare, dacă aveți ocazia să veniți. Cearle ceapre, ia uite. Da, e ud. Mamă, ce șmecher e pe aici. Hai, Serghi. Hai. De aici e bună săritură în apă. Bă, a frumos. Încă două doamne la cinematografele românești. Uitați-le aici. Fac o poză cu baba. Vreau să fac și o poză cu baba. Și ieșim la lumină. Hai să vedem. Mamă, tare, hă? Cât e până sus, hă? Hai zi, Sergio. Intrăm în tunel. Intrăm în tunel. Un selfie, toți. Bă, eu știu, blocul ăsta e... Ești frig, mi-au înghețat mâinile. Fraților, cât e până sus, fraților. Suntem băgați în stâncă. Tare. Super tare. Super tare. Facem poze cu Stan și Bran. Ce film se filmează aici? Ce film față de o se filmează aici? Ce frumos sunteți voi! Ce frumos sunteți voi! Ce frumos sunteți voi! Da? 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 Elena, vreți să-i prins pe toți la poză. Brânză! Brânză! Thank you.
Bă, dar ce viteză are apa aici. Mamă, super frumos aici. Am ieșit la lumină. E în mașină. Păi nu știu voi, dar eu am înghețat, mi-am înghețat mâinile. Ia spune-te. Stai la dos. E răcoare, frate. Frumos, da, frumos. Frumos, tare de tot. Top secret aici. E sateul cu aur aici. O fi aici vreo 2 tone de aur. Gata, fraților, s-a eliberat pontonul. Mă, nu știu, nu-i bine. A, frumos, Sepp, ce e acolo? Cum a făcut singur, vezi? Cum au făcut ei să curgă. Păi da, trebuie să fie făcut de ei, în mare parte. Super frumos. Super frumos, dacă aveți ocazia să veniți în Elveția, trebuie să veniți pe aici. Bă, dar e lung, e foarte lung. Da, da, mamă, ce frumos, da, da. Ce departe. Dar cât e până sus, a? Ce loc aici, imens. Super, hă? Vrei o poză? Aici? Mai avem de mers. Mai e mult oare? Serghei, mai e mult oare? Da, trebuie să fie. Nu știu, am făcut o poză la început, cât kilometri acolo. A, e un 2 km, hă? Un 2-3 km, tot e. Unul a mers până acum. Dar nu se vede câți kilometri, dar trebuie să fie un kilometru, doi. Un kilometru l-a mers, Serghei. Da, da. Mai fi unul. Da, ce frumos e aici. Sergiu! Sergiu, fă o poză aici. Hai, facem o poză și revenim. Ce? Figură de sus. Și am ajuns la un lac, puneți noi acolo. Mai e loc? Hai să vedem dacă avem loc. Cu căruciorul. Hop, hop, s-a dat, bravo. Hahaha.
La 5 lunițe, pe unde mergi tu, tate? Pe unde mergi la 5 lunițe? Spune, spune, spune ce faci acolo, ce faci acolo? E frig? E frig? Frumos, fraților, foarte frumos. E foarte, foarte înalt. Dacă observați voi. Și până sus e foarte, foarte mult. Da. Hai, e frumos pe aici. E frumos. Pasă tare că au și curent. Cum au adus curentul pe aici? Ce frumos este aici! Super! Au, ce frumos! Aici vreau o poză. Aveți grijă că mai avem și scări de urcat. Dacă veniți cu copii, trebuie să aveți ajutor. Toți scări sunt? A, păi așa. Așa. Dar aici, cu oare unde ajungi? A. Peștere ceva? Mamă, dar ce frumos ești pe aici! Da. Ne descurcăm în orice situație. A, numai astea sunt aici scările, nu mai sunt. Curbătoarea asta face bordă. Bine ați venit! Tate, ce zici? Îți place aici? Îți place? Da, e frumos, nu? Mă gândeam poate găsesc o pâncuță și dau să mănânc. Hai că vine mai încolo. Hai. O scoate. Până de mână. Se uita, băi, Serghei, se uita baba asta la tine, a văzut că nu e copilul în căruț și a zis, bă, a pierdut copilul, băiatul ăsta, ce-a făcut? Dar ce frumos e aici. Ajungem în pădurea amazoniană. Da, am mers, fratelor, cred că se întinde pe câțiva kilometri buni. Hai să vă arăt în față. Uitați-vă și voi, nu se mai termină. E sus acolo, unde? Sus acolo se vede, vezi?
simți. Da, ce e acolo? Nu mă dai de. Se unde? Vede că mi se pare capăt. Da, a, acolo. Uite, e acolo. Aha, da, 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 o fi capătul acolo. Hai să vedem. Poate fi o cafenea acolo. Ar fi tare să vezi noi ceva. Hai să vedem. Înapoi mai rău. Să ne mai întoarce. Ia uite ușa acolo, vezi? Aha. Hai, tare să intri pe ușa asta, să ieși undeva. Să se vede atât de bine, dar e ușa. Și zidită, vezi? Bolțari. Da, pe ce ai, uite. Oh. De parte. Este o programă de net care te uiți în ziua la ziua. A, dar am și eu. O ai? Hai să vedem cât are, de curiozitate cât are. Grea, nu? Ce mai puteți? Mai pot de mâine, la mâine. Ce zici tu? Dar poți, ce căciuliță ai. Ce căciuliță ai. Uaa. Ce frumos aici. Haideți. Mai mergem? Nu mai e mult. Se termină aici și cred că ieșim. Nu ieșim. Ne întoarcem de pe aici. Păi tot pe aici trebuie să ne întoarcem, că mașina noastră e departe. Dacă putem să ieșim și ajungem la mașina. Nu cred, pe aici era un drum. Da, da, da. Hai să vedem. Hai până la capă, să vedem. Acum trebuie să urcăm sus pe scări. Din nou. Haide după tine, da? Da? Trebuie să urcăm acolo sus. E înalt, nu? Hai că vin eu acum să te ajut. Să avem ceva. Avem ceva de urcat. Da, dai drumul. Mai avem un pic acolo. Ce frumos se vede de aici. Hai. Și aici se vede frumos pentru o poză. Încă un pic, fraților, încă un pic și terminăm traseul. Și după mai avem o locație. Dar cred că e prea lung acest vlog. La următoarea locație vom începe un alt vlog. Urcăm, urcăm tot mai sus. Cred că aici sunt super, trebuie să ne facem. Aveți un imediat. Unde am ajuns, a? Pe ne urcăm pe munte sus. Frumos. Uite, aici e frumos. Da? Să rămâne pe Charlie? Da, și am ajuns la final. Am ajuns la final. Frumos, acum bem o cafea, mâncăm ceva, da. Nu? 120 de euro. Hai să vedem ce găsim aici. O terasă, acolo pe terasă e frumos. Deci e tot ce trebuie, da. Hai, frumos. Pe terasă, ba da. Aici? Da, da, da. Deci o terasă frumoasă. Super mișto. Ne-am făcut un popas aici la acest mic restaurant, să spunem așa. Am luat câte o bere, câte un cappuccino. Și după aia vedem ce face. Mergem înapoi. Avem de mers o grămadă, mergem înapoi și după aia următoarea locație. Lacul. Lacul ăsta am hotărât pe abonații mei tot mergem la lac, 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 dar n-am mai ajuns la lac. Așa că poate găsim un lac astăzi să mergem să vizităm, că mâine plecăm în Germania.
de ce nu am ajuns la lac. Fiindcă e mult de mers. Păi, le-am zis, le-am zis. E greu de ajuns, fraților, că lacurile astea sunt undeva pe munte și trebuie să mergi pe jos. Noi cu fata nu prea putem ajunge, dar sperăm, sperăm să putem ajunge, da? Da, da, da. Păi n-am mai văzut cu copil, cu cărucior să urce aici, dar noi suntem primii. Așa că revenim. 2100 de metri. Unde? Da, care 2100 de metri. 2100? Da? Până sus la lac, 2100 de metri. Trebuie să urcăm, serios. Bem o bere de asta de-a lor, de pe munte, de aici, nu? Da. E bună? Se... E bună. Noroc, fraților. Mai învățat să-i mulțumesc. Hai, tu ce bei? Cafeluță? Uite că învață. Uite, vezi? Uite, vezi? Hai, mamă, pe telefon. Ea vrea telefon. Ea vrea telefon. Vreau să văd cum se vede. De aici, la terasă. Undeva sus, fraților. Noi plecăm, vă lăsăm aici. Hai, Sergiu. Fraților, mergem să luăm mașina. Vedem la hotel, da? Da? Durează mult până așa, vezi, până ajungem iar cu fata, iar stă deoparte, iar treacă oamenii. Păi nu tot vin oamenii, pace tot vin. Da, hai să mergem la mașină. Hai. Maxim jumătate de oră. Ba, da, da. Fraților, noi coborăm înapoi, mergem spre mașină. Cred că pentru următoarea locație începem alt vlog, pentru că ăsta este lung și nu vrem să vă plictisiți, da? Așa că închidem vlogul fix aici și revenim cu următoarea locație în următorul vlog. Eu am fost Cristian înainte, Bor, Sergiu, și până data viitoare noi vă salutăm și multă baftă tuturor, da? Hai, mai bine, salut! Greu înapoi. Pa!